Editura Act și Politon vă prezintă Ești cel mai tare! Cum să nu te mai îndoiești de măreția ta și să începi să trăiești o viață extraordinară? Te gen sincero! Lectura Bianca Brat. Dedicație Tatălui meu și fratelui meu, Stefan, care m-au iubit și m-au susținut mereu. Chiar și după atâta timp, soarele nu i-a spus niciodată pământului, îmi ești dator. Priviți ce face o asemenea dragoste. Luminează întregul cer. Hafez Introducere Poți să încep din nimic și acolo unde pare că nu e nimic și nicio soluție, se va făuri o cale. Reverendul Michael Bernard Beckwith fost consumator de droguri, ulterior consumator de spiritualitate, ulterior un tip foarte tare și o adevărată sursă de inspirație. Obișnuiam să cred că astfel de citate sunt niște aiureli. Nici nu înțelegeam la ce se refereau. La o adică nici nu-mi păsa, mă credeam prea grozavă. Puținele lucruri pe care le știam despre lumea spiritualității sau a dezvoltării personale mi se păreau de un prost gust impardonabil. Avea un iz de disperare de o osanale bisericești și de îmbrățișări nedorite din partea unor străini dezagreabili și mai bine nici nu spun cât de arțăgoasă eram când venea vorba de Dumnezeu. În același timp, erau multe lucruri din viața mea pe care doream cu disperare să le schimb și, dacă aș fi putut să-mi demolez atitudinea superioară, chiar mi-ar fi prins bine să mă ajute cineva în acest sens. Ce vreau să spun e că, în linii mari, îmi mergea destul de bine. Publicasem vreo două cărți, aveam mulți prieteni minunați, o relație apropiată cu membrii familiei, un apartament, o mașină în stare de funcționare, mâncare, dinți, haine, apă potabilă, Comparativ cu majoritatea oamenilor de pe planetă, categoric tream în puf. Însă, comparativ cu lucrurile de care știam că sunt capabilă, hai să zicem că eram neimpresionată. Întotdeauna m-am simțit de parcă pe bune, doar de atât sunt în stare? Serios? Luna aceasta voi câștiga doar atât cât îmi plătesc chiria? Din nou? Și îmi voi pierde încă un an mergând la întâlniri cu o grămadă de ciudați ca să ajung iar în niște relații instabile care nu se bazează pe niciun angajament și pentru a crea și mai multe drame? Pe bune? Și mă voi întreba serios care este scopul meu mai profund și mă voi scălda pentru a mia oară în acea mocir la nefericirii? Era foarte plictisitor. Mă simțeam de parcă aș fi dus o viață călduță în care, din când în când, mai răbufneau lucruri extraordinare pe aici, pe colo. Și partea cea mai dureroasă era că, în sinea mea, știam că sunt o adevărată vedetă rock că am puterea de a oferi și de a primi și de a iubi la oaltă cu cei mai buni dintre cei mai buni, că pot să sar peste clădiri înalte dintr-un singur salt și să crezi orice îmi pun în gând. ce e asta? Tocmai am primit o amendă pentru parcare? Îți bați joc de mine? Ia să vedem. Nu-mi permit să plătesc ea treia pe luna asta. Mă duc chiar acum acolo să vorbesc cu ei. Și apoi, ce să vezi? Mă prăbușam încă o dată, epuizată din cauza detaliilor nesemnificative, doar pentru a mă regăsi câteva săptămâni mai târziu, întrebându-mă cum au trecut acele săptămâni și cum e posibil să mă aflu încă în apartamentul meu dărăpănat, mâncând în fiecare seară taco la un dolar de una singură. Presupun că, dacă asculți asta, și în viața ta sunt câteva domenii în care rezultatele nu arată chiar atât de bine, și unde știi că ai putea avea rezultate mult mai bune. Poate că trăiești împreună cu sufletul tău pereche și că îți împărtășești cu dragă inimă darurile tale cu toată lumea, dar ești atât de falit încât câinele tău e nevoit să-și procure singur hrana ca să nu moară de foame. Poate că-ți merge foarte bine din punct de vedere financiar și ai o legătură profundă cu scopul tău superior, dar nu-ți mai aduce aminte de când n-ai mai râs din tot sufletul. Sau poate că stai la fel de prost la toate capitolele enumerate și-ți petreci timpul liber plângând. Sau îmbătându-te, sau enervându-te pe polițisele de la rutieră care măsoară cu precizie timpul și care nu au simțul umorului, și care, după părerea ta, sunt parțial responsabile pentru criza ta financiară. Sau poate că ai tot ce ți-ai dorit vreodată, dar, din anumite motive, încă te simți neîmplinit. Aici nu e vorba neapărat despre cum să faci milioane de dolari, despre cum să ajuți la rezolvarea problemelor din întreaga lume, sau despre cum să ai propria emisiune TV decât dacă într-adevăr îți dorești asta. Menirea ta ar putea fi pur și simplu să ai grijă de familia ta sau să cultivi la laua perfectă. Este vorba despre a-ți da seama foarte clar ce anume te face fericit și ce te face să simți că trăiești cu adevărat și despre cum să creezi aceste lucruri în loc să te prefaci că nu le poți avea sau că nu le meriți. Sau că ești un cap pătrat, lacom și egocentric din cauza că îți dorești mai mult decât ai deja sau că ei aminte la ceea ce tati și mătușa Mary cred că ar trebui să faci. E despre a avea curajul să iei forma celei mai strălucitoare, celei mai fericite și cele mai șmechere versiuni ale tale, orice ar însemna asta pentru tine. Veștile bune sunt că, pentru a face toate acestea, e nevoie doar de o simplă transformare. Trebuie să treci de la dorința de a-ți schimba viața la hotărârea de a-ți schimba viața. Îți poți pune o dorință stând pe canapea, având în mână un bong și în poală o revistă de călătorii. A lua o hotărâre înseamnă să te implici până la capăt, să faci orice e nevoie și să-ți urmezi visurile cu tenacitatea unei majorete care încă nu are partener cu o săptămână înaintea banchetului de absolvire. Probabil că va trebui să faci lucruri pe care nu ți-ai imaginat niciodată că le-ai face, pentru că nu ai reușit niciodată să depășești momentul dacă unul dintre prietenii tăi ar vedea făcându-le sau cheltuind bani pe ele. Sau ar fi îngrijorat pentru tine. Sau nu ți-ar mai fi prieten pentru că acum ești foarte ciudat și diferit. Va trebui să crezi în lucruri pe care nu le poți vedea și în unele lucruri despre care ai dovezi de pline că sunt imposibile. Va trebui să te străduiești, să-ți depășești temerile, să eșuezi în repetate rânduri și să-ți faci un obicei din a întreprinde lucruri care nu-ți sunt chiar la îndemână va trebui să renunți la convingerile vechi care te limitează și să rămâi la hotărârea de a crea viața pe care ți-o dorești, ca și cum viața ta ar depinde de acest lucru. Pentru că, ce? viața ta chiar depinde de asta. Oricât de solicitant ți se pare, nu e nici pe departe la fel de greu de îndurat ca atunci când te trezești în toiul nopții și te simți ca și cum cineva ar fi parcat o mașină pe pieptul tău cu senzația zdrobitoare că viața se scurge cu repeziciune iar tu încă n-ai început să o trăiești astfel încât să aibă cu adevărat sens pentru tine. Poate că ai auzit relatări despre oameni care au avut adevărate revelații atunci când lucrurile chiar au scăpat de sub control. Și au descoperit un chist sau li s-a tăiat curentul electric, sau erau pe punctul de a face sex constrăin pentru a cumpăra droguri, când odată s-au dezmeticit schimbații. Dar nu trebuie să aștepți până ajungi la pământ pentru a începe să te târăști afară din groapă. Tot ce ai de făcut. Este să iei hotărârea. Și o poți lua chiar acum. Un vers minunat al poetei Anais Nin spune: Și a venit ziua în care riscul de a rămâne închis în mugure a fost mai dureros decât riscul de a înflori. Așa a fost în cazul meu și cred că așa stau lucrurile în cazul celor mai mulți dintre noi. Călătoria mea a fost și încă este un proces care a început cu hotărârea mea de a întreprinde niște schimbări majore indiferent de ceea ce trebuia să fac pentru a le realiza. Nu funcționa niciunul dintre lucrurile pe care le încercasem deja, să mă gândesc la ele în repetate rânduri, împreună cu prietenii mei la fel de lefter ca mine, și împreună cu psihologul meu, să muncesc până nu mai pot, să ies la o bere și să sper că lucrurile se vor rezolva de la sine. Mă aflam în punctul în care aș fi încercat orice ca să mă adun, și Doamne, Dumnezeule Mare, era ca și când Universul mă testa să vadă cât de serioasă eram de fapt am mers la seminare motivaționale, unde am fost pusă să port un ecuson cu numele meu pe el și să bat palma cu persoana de lângă mine, în timp ce strigam, Tu ești extraordinar și eu sunt extraordinară! Am lovit o pernă cu o bâtă de baseball și am țipat de parcă luase în foc. Am creat o legătură cu ghidul meu spiritual, i-am scris o scrisoare de dragoste uterului meu am citit fiecare carte de dezvoltare personală din câte există și am cheltuit sume îngrozitoare de bani pe care nu-i aveam pentru a angaja instructori personali. Practic, m-am sacrificat pentru echipă. Dacă lumea dezvoltării personale este ceva nou pentru tine, sper că această carte te va ajuta să te familiarizezi cu câteva concepte de bază care mi-au schimbat complet viața, astfel încât să reușești și tu, fără să te facă să vrei să o iei la fugă țipând. Dacă ești la început în domeniul dezvoltării personale, sper că vei afla lucruri dintr-o nouă perspectivă care te vor lumina pentru a putea să faci câteva schimbări majore, să creezi câteva rezultate tangibile și să te trezești într-o zi vărsând lacrimi de incredibilă bucurie pentru că ai șansa de a fi așa cum ești. Și dacă pot salva măcar o singură persoană pentru a nu fi nevoită să-și scoată vreodată la joacă copilul interior, atunci consider că mi-am făcut datoria. Obiectivul meu principal, atunci când am început să mă ocup de mine însămi, a fost să fac rost de bani. Habar n-aveam cum să fac rost de bani în mod regulat, și m-am simțit aiura, recunoscând că îmi doresc acest lucru. Eram scriitoare și muziciană. Simțeam că e suficient și destul de nobil, mulțumesc mult, să mă concentrez pe arta mea și să las partea cu banii să se rezolve de la sine. Ce bine mi-a mai mers! Însă am văzut atât de mulți oameni făcând atâtea lucruri murdare și triste pentru a câștiga bani, fără a-i mai menționa pe acei oameni care aveau joburi chinuitori de plictisitoare, încât nici nu voiam să aud de așa ceva. Pe lângă asta, ia în considerare și numeroasele mele convingeri paralizante despre faptul că banii sunt imorali și e de mirare cum de nu ajunsesem să mănânc din tomberon. În cele din urmă, mi-am dat seama că nu trebuia să mă concentrez doar pe un mod de a face bani, și că trebuia și să îmi depășesc frica și sila față de acest lucru, dacă voiam să încep să-i câștig. Acesta a fost momentul în care cărțile de dezvoltare personală au început să se strecoare în casa mea, iar ecusoanele imprimate cu nume și-au ocupat locul obligatoriu și umilitor deasupra sânului meu stâng. Până la urmă, datoria mea acumulată pe cardul de credit a atins culmi incredibile, atunci când am plătit mai mult decât pentru toate vechiturile mele de mașini puse la un loc și mi-am angajat primul coach. În primele șase luni mi-am triplat venitul prin intermediul unei afaceri online pe care am creat-o pentru a oferi consiliere scriitorilor. Și acum am dezvoltat-o până la punctul în care mi oferă posibilitatea și luxul de a călători prin lume nestingerită în timp ce scriu, vorbesc, când și instruiesc oamenii în toate domeniile vieții lor, folosind multe dintre conceptele care altădată mă făceau să dau ochii peste cap și de care acum sunt obsedată încercând să te ajut și pe tine să ajungi acolo unde ți-ai propus, îți voi cere să accepti câteva lucruri destul de bizare din această carte și vreau să te încurajez să ai o minte deschisă. Nu, dacă mă gândesc mai bine, vreau să fiu cât se poate de directă. Fi deschis sau ai încurcat-o. Vorbe serios. E foarte important. Ai ajuns aici unde ești acum, făcând ceea ce ai făcut, așa că dacă nu ești prea impresionat de situația ta actuală, E clar că trebuie să schimbi lucrurile. Dacă vrei să trăiești o viață așa cum nu ai mai trăit niciodată, trebuie să faci lucruri pe care nu le-ai mai făcut niciodată. Nu-mi pasă dacă acum te simți ca un ratat. Faptul că auzi și vezi, că îți poți acorda luxul de a petrece timp ascultând acest audiobook și că ai banii să-l cumperi, îți conferă un avantaj. Nu e un lucru pentru care să te simți vinovat, superior, sau pentru care să te vaiți. Ci e un lucru pentru care trebuie să fii recunoscător, și dacă iei hotărârea să faci totul pentru a reuși, fii conștient că ești extrem de bine plasat pentru a da lovitura și pentru a le arăta celorlalți cât ești de grozav, deoarece numai despre asta este vorba cu adevărat. Avem nevoie de oameni deștepți, foarte generoși și foarte creativi, care să manifeste toată bunăstarea toate resursele și tot sprijinul de care au nevoie pentru a schimba lucrurile în lume. Avem nevoie ca oamenii să se simtă fericiți, împliniți și iubiți, astfel încât să nu-și verse năduful pe ei înșiși, pe alți oameni, pe întreaga planetă și pe prietenii noștri necuvântători. Avem nevoie să fim înconjurați de oameni care radiază iubire de sine și abundență, astfel încât să nu transmitem generațiilor viitoare convingeri nerealiste, cum ar fi că Banii sunt răi, nu sunt destul de bun, și nu pot trăi așa cum vreau eu. Avem nevoie ca oamenii grozavi să nu se mai zbată, și să trăiască pe picior mare și în acord cu scopul lor, pentru a fi o sursă de inspirație pentru alți oameni care vor și ei să se ridice. Primul lucru pe care îți voi cere să-l faci este să crezi că trăim într-o lume a posibilităților nelimitate. Nu-mi pasă dacă o viață întreagă ai avut dovada că nu te poți abține să nu te îndopi cu mâncare, că oamenii sunt răi din fire sau că nu ai putea ține un bărbat lângă tine nici dacă ai fi legată cu cătușe de gleznele lui. Alege totuși să crezi că orice este posibil. Fii atent la ce se întâmplă. Ce ai de pierdut? Dacă încerci să parcurgi această carte și ți se pare că sunt o grămadă de aiureli, te poți întoarce la viața ta neplăcută. Dar poate că, dacă îți lași la o parte neîncrederea, îți sufleci mânecile, îți asumi câteva riscuri și faci totul pentru a reuși, într-o zi te vei trezi și îți vei da seama că trăiești o viață pentru care înainte îi invidiai pe alții. Partea 1. Cum ai ajuns așa? Capitolul 1. Subconștientul m-a pus să fac asta. Ești o victimă a regulilor după care îți trăiești viața. Jenny Holzer, artistă, gânditoare, autoare a unor vorbe de geniu. În urmă cu mulți ani am avut un accident cumplit la bowling. Eu și prietenii mei ne aflam la finalul unui meci aprins de departajare. Mi-am luat avânt, proclamându-mi cu voce tare victoria iminentă, dansând și învârtindu-mă în timp ce mă apropiam, Eram atât de concentrată ca ultima mea lovitură să fie una remarcabilă, încât nu mi-am dat seama unde îmi sunt picioarele atunci când am dat drumul mingii. Acesta a fost momentul în care aveam să aflu cât de serioasă este comunitatea jucătorilor de bowling în legătură cu penalizarea celor care depășesc linia de faul chiar și cu un deget. Pe tot culoarul se toarnă ulei, ceară, lubrifiant sau o substanță incredibil de alunecoasă. Dacă cineva depășește din greșeală suprafața delimitată, în timp ce încearcă lovitura perfectă cu boltă, acea persoană își va simți picioarele zburând de sub ea și fundul prăbușindu-i se pe o suprafață pe care nu o poate sparge nici măcar o minge de bowling care vine din aer. Câteva săptămâni mai târziu, în timp ce stăteam întinsă pe pat cu un tip pe care îl întâlnisem la magazinul Macy, i-am explicat că de la accident încoace mi se întâmplă să mă trezesc în miezul nopții cu dureri groaznice de picioare. Conforma cu punctorului meu, acest lucru se întâmpla din cauza nervilor spinali care fuseseră afectați când căzusem și, pentru a putea dormi noaptea, aveam nevoie de o saltea nouă, mai tare. Și eu am dureri de picioare când dorm, a spus el, ridicându-se să bată palma cu mine, la care eu am rămas impasibilă. Nu l-am lăsat să aștepte cu mâna în aer doar pentru că nu îmi place deloc gestul respectiv, ci și pentru că m-a enervat. Deja mi se pare cu totul bizar și jenant să fiu nevoită să cumpăr o saltea să stai întins pe o parte cu o pernă între coapse și toți cei din jur să se uite la tine de parcă e ceva ce-i privește. Dar faptul că a trebuit să fac asta în condițiile în care agentul de vânzări stătea întins lângă mine, cerându-mi insistent să batem palma, a fost mai mult decât puteam suporta. N-am putut să nu observ că toți ceilalți vânzători stăteau în picioare la capătul patului, trâncănind despre saltele, în timp ce clienții lor testau mii de poziții, dar nu și al meu. El s-a așezat pe spate lângă mine, cu brațele încrucișate la piept, și a început să sporovoiască, uitându-se în tavan, de parcă eram într-o tabără de vară. La o adică era destul de drăguț și incredibil de priceput în materie de arcuri, latex și spumă cu memorie, dar îmi era frică să mă întorc pe partea cealaltă, temându-mă că mă va lua în brațe pe la spate. Am fost prea prietenoasă? N-ar fi trebuit să-l întreb de unde era? A crezut oare că m-am referit la altceva atunci când am bătut cu palma în locul gol de lângă mine pentru a testa protecția pentru saltea? Evident că ar fi trebuit să-i fi cerut lui Bob ciudatul să se dea naibii jos din pat sau să fi găsit pe altcineva care să mă ajute, în loc să mă furișez afară pe ușă și să pierd singura ocazie din acea săptămână de a cumpăra o saltea, dar nu am vrut să-l fac să se simtă prost. Eu nu am vrut să-l fac pe el să se simtă prost. Cam așa au fost educați și din familia mea să facă față oricărui fel de interacțiune care ar putea fi stânjenitoare. Pe lângă măsura de siguranță de a fugi în direcția opusă, Alte unelte din cutia noastră de scule în materie de confruntări includeau și încremenește, vorbește despre vreme, uită tot, izbucnește în lacrimi în momentul în care nu te mai aude nimeni. Lipsa noastră de deprinderi privind gestionarea confruntărilor nu era o mare surpriză, ținând cont de faptul că mama mea provine dintr-o descendență veche de protestanți anglosaxoni albi sau așa numiții wasp. Părinții ei erau genul de părinți în opinia cărora copiii nu ar trebui să vorbească în prezența adulților și care priveau orice fel de manifestare emoțională cu același dispreț oripilat pe care îl acordau de obicei doar scociului ieftin și celor care își continuau studiile în altă parte decât în universitățile din Ivy League. Și chiar dacă mama mea a creat pentru noi un cămin cât se poate de cald, de iubitor și de plin de veselie, mi-a luat ani întregi să învăț în sfârșit cum să scot două vorbe atunci când mă confrunt cu fraza aceea care face să-ți înghețe sângele în vine trebuie să vorbim. Ce vreau să spun prin asta e că nu e vina ta că ești distrus. E vina ta dacă rămâi distrus. Dar la baza acestui fapt se găsește ceva ce s-a transmis în familia ta din generație în generație, cum ar fi un blazon sau o rețetă beton de turte de mălai sau, în cazul meu, ideea că o confruntare produce un atac de cord. Când ai venit pe lume țipând, erai doar un ghemotoc, o ființă cu ochi mari, incapabilă de a face altceva decât să trăiască în momentul prezent. N-aveai habar că ai un corp, ca să nu mai vorbim de faptul că ar trebui să-ți fie rușine de el. Când priveai în jurul tău, totul exista, pur și simplu. Din punctul tău de vedere, nimic pe lume nu era înfricoșător, nimic nu era prea scump sau demodat. Dacă un obiect se apropia de gura ta, îl băgai în gură, dacă un obiect se apropia de mâna ta, îl apucai. Erai pur și simplu o ființă umană. În timp ce explorai și te de dezvoltai în noua ta lume, primeai și mesaje de la oamenii din jurul tău cu privire la modul în care stau lucrurile. Din momentul în care ai fost capabil să înțelegi, au început să-ți umple capul cu convingeri de o viață. Multe dintre acestea nu au nimic de a face cu persoana care ești de fapt, sau nu sunt neapărat adevărate. De exemplu, lumea este un loc periculos, ești prea grasă, homosexualitatea este un blestem, mărimea contează, nu ar trebui să-ți crească pără acolo, E important să mergi la facultate, să fii muzician sau artist, nu e o carieră adevărată, etc. Principala sursă a acestor informații au fost, bineînțeles, părinții, ajutați de societate în general. Atunci când te creșteau părinții tăi, într-un efort sincer de a te proteja, de a te educa și de a te iubi din toată lumea, așa sperăm, ți-au transmis convingeri pe care le-au deprins de la părinții lor, care, la rândul lor, le-au deprins și ei de la părinții lor și tot așa. Problema e că multe dintre aceste convingeri, nu au nimic de a face cu cine sunt sau au fost ei sau cu ceea ce este adevărat în realitate. Îmi dau seama că fac să pară că suntem cu toții nebuni, dar asta e din cauza că și suntem oarecum. Cei mai mulți oameni trăiesc într-o iluzie bazată pe convingerile al Asta până se trezesc. Să sperăm că această carte te va ajuta să faci tocmai acest lucru. Iată cum stau lucrurile. Noi, oamenii, avem o minte conștientă și una subconștientă. Cei mai mulți dintre noi ne dăm totuși seama doar de mintea conștientă, deoarece acolo procesăm toate informațiile. O folosim pentru a ne da seama de lucruri, pentru a judeca, a ne preocupa, a analiza, a critica, a ne îngrijora că avem urechile prea mari, pentru a ne hotărâ odată pentru totdeauna să nu mai mâncăm prăjeli, pentru a pricepe că 2 plus 2 egal 4, pentru a încerca să ne aducem aminte unde naiba am lăsat cheile de la mașină, etc. Mintea conștientă este ca un elev silitor neobosit, sare mereu de la un gând la altul, activitatea ei încetează doar atunci când dormim și se reia în momentul în care deschidem ochii. Mintea noastră conștientă, cunoscută și sub numele de lobul frontal, nu se dezvoltă pe deplin decât în perioada pubertății. Pe de altă parte, mintea noastră subconștientă constituie partea non-analitică a creierului, care este complet dezvoltată încă de când venim pe lume ea cuprinde tot ce ține de sentimente, de instincte și de izbucnirea în mijlocul supermarketului a crizelor de furie care îți străpun urechile. Tot acolo sunt stocate toate informațiile timpurii pe care le primim din exterior. Mintea subconștientă crede tot, pentru că nu are un filtru, nu face diferența dintre ce e adevărat și ce nu e. Dacă părinții ne spun că nimeni din familia noastră nu știe cum să câștige bani, îi credem, dacă ne arată că o căsnicie înseamnă să ne aruncăm pumnii în față unul altuia, îi credem. Îi credem atunci când ne spun că un grăsan îmbrăcat într-un costum roșu va coborâ pe horn și ne va aduce cadouri. De ce n-am crede și celelalte prostii cu care ne alimentează? Mintea noastră subconștientă este ca un copil care atâta știe și nu întâmplător primește cele mai multe informații atunci când suntem mici și nu avem destulă minte, pentru că lobii frontali partea conștientă a creierului nostru încă nu s-au format pe deplin. Asimilăm informații prin intermediul cuvintelor, zâmbetelor, încruntărilor, oftaturilor adânci, sprâncenelor ridicate, lacrimilor, râsetelor, etc. ale oamenilor din jur, fără nicio capacitate de a le filtra. Și toate sunt depozitate în micul nostru subconștient, care le absoarbe ca fiind adevărul, cunoscut și drept convingerile noastre acolo unde trăiesc nederanjate și neanalizate, până ce ajungem pe canapeaua psihologului zeci de ani mai târziu sau ne internăm iar într-un centru de dezintoxicare. În general, îți pot garanta că ori de câte ori îți pui întrebarea care naiba e problema mea plângând, răspunsul are la bază o convingere subconștientă, falsă, jalnică și limitativă de care te-ai lăsat purtat fără să-ți dai seama ceea ce înseamnă că a înțelege acest lucru are o importanță crucială. Hai să recapitulăm, da? 1. Mintea noastră subconștientă conține schițele pentru viețile noastre. Ea dirigează spectacolul pe baza informațiilor nefiltrate pe care le-a adunat atunci când eram copii, cunoscute și sub numele de convingeri. 2. În cea mai mare parte, nu ne dăm deloc seama de aceste convingeri subconștiente care ne dirigează viețile. 3. Atunci când mintea noastră conștientă se dezvoltă în cele din urmă și trece la treabă, indiferent cât de mare, de inteligentă și de pretențioasă devine, ea continuă să fie controlată tot de convingerile pe care le purtăm cu noi în mintea subconștientă. Mintea noastră conștientă crede că ea conduce, dar nu e așa. Mintea noastră subconștientă nu se gândește la nimic, dar ea conduce. Acesta este motivul pentru care atât de mulți dintre noi trec prin viață tot împiedicându-se, făcând tot ceea ce mintea conștientă ne spune să facem, dar totuși ne ce ne împiedică să ne creăm viețile excelente pe care ni le dorim. De exemplu, hai să zicem că ai fost crescut de un tată care avea mereu probleme financiare, care mergea de colo-colo dând cu șutul în mobile și mormâind că banii nu cresc în copaci și care te a neglijat pentru că era mereu ocupat, încercând și de cele mai multe ori nereușind să-și câștige traiul. Subconștientul tău a absorbit acest lucru ca atare și e posibil să-și fi dezvoltat convingeri precum bani egal eforturi. Banii nu sunt disponibili. E vina banilor că tatăl meu m-a abandonat. Banii sunt o porcărie și provoacă durere. Derulează filmul înainte până ajungi acolo unde ești un adult care, în mod conștient, ar fi foarte fericit să întoarcă banii cu lopata dar care, în mod subconștient, nu are încredere în bani, crede că nu poate avea acces la ei și își face griji că, dacă va face rost de ei, va fi abandonat de o persoană dragă. Poate că aceste convingeri subconștiente se manifestă prin faptul că ești lefter, indiferent cât de mult te străduiești să câștigi bani în mod conștient. Sau prin faptul că ai o căruță de bani pe care apoi îi pierzi pentru a evita să fie abandonat sau în multe alte moduri frustrante. Indiferent de lucrurile pe care îți spui că ți le dorești, dacă ai o convingere subconștientă latentă că acel lucru îți va provoca suferință sau că nu îl poți obține, fie A, nu îți vei da voie să-l ai, fie B, îți vei da voie să-l ai, dar o vei lua razna din cauza asta. Și atunci o vei da în bară și oricum îl vei pierde. Nu ne dăm seama că atunci când ajungem să mâncăm a patra gogoașă sau când ne ignorăm intuiția și ne mărităm cu tipul acela care seamănă mult cu tăticul nostru cel netrebnic și infidel, ne lăsăm conduși de mintea noastră subconștientă, nu de cea conștientă. Și apoi, atunci când convingerile noastre subconștiente nu se potrivesc cu lucrurile și cu experiențele pe care ni le dorim în mintea conștientă și în suflet, se creează conflicte derutante între ceea ce încercăm să creăm și ceea ce creăm de fapt. E ca și cum am conduce apăsând cu un picior pedala de frână și cu celălalt picior pedala de accelerație. Evident că avem cu toții și convingeri subconștiente extraordinare, dar nu despre ele se vorba aici. Iată alte câteva scenarii care s-ar putea să ți se pară cunoscute sau nu. Mintea conștientă. Îmi doresc foarte mult să-mi găsesc sufletul pereche și să ne căsătorim. Mintea subconștientă. Intimitatea duce la durere și la suferință. Degetul. Fără verighetă. Mintea conștientă. Vreau să slăbesc 11 kg mintea subconștientă. Nu pot avea încredere în oameni. Trebuie să-mi construiesc un scut pentru a mă proteja. Corpul, o fortăreață de grăsime. Mintea conștientă. Sunt frumoasă și sexy și vreau să fac sex. Mintea subconștientă. Plăcerea fizică e un lucru rușinos. Viața sexuală. O mare plictiseală. Mintea conștientă. Vreau să călătoresc prin lume. Mintea subconștientă distracția egal irresponsabilitate egal nu voi fi iubit. Pașaportul. Gol. E ca și cum n-ai mai putea să te bucuri de statul pe verandă pentru că ceva acolo duhnește rău. Poți găsi toate aceste moduri minunate de a rezolva problema. Să aprinzi bețișoare parfumate, să instalezi ventilatoare, să dai vina pe câine. Dar până nu-ți vei da seama că ceva s-a târât sub casa ta și a murit acolo, problemele tale vor persista, împuțindu-ți viața. Primul secret pentru a scăpa de convingerile subconștiente care te limitează este să devii conștient de ele. Pentru că atât timp cât nu-ți dai seama de ceea ce se întâmplă cu adevărat, îți vei folosi în continuare mintea conștientă, te gândești că trebuie să vopsești veranda, pentru a rezolva o problemă îngropată mult mai adânc în subconștient, să înlături sconxul mort. Iar acesta este un exercițiu de futilitate. Acordă-ți un minut pentru a analiza unele dintre domeniile mai puțin impresionante ale vieții tale și gândește-te la convingerile care au stat la baza lor și care l-ar fi putut crea. De exemplu, hai să o analizăm pe cea care e preferată a oamenilor: lipsa banilor. Câștigi mult mai puțin bani decât știi că ești capabil să câștigi? Ai ajuns la un anumit nivel al venitului pe care, indiferent de ce ai face, par să nu-l poți depăși? Generarea în mod consecvent a unor sume mari de bani, ți se pare a fi un lucru de care nu ești în stare din punct de vedere fizic? Dacă așa stau lucrurile, scrie primele cinci lucruri care îți vin în minte atunci când te gândești la bani. Lista ta reflectă multă speranță și bravură sau frică și silă? Care sunt convingerile părinților tăi cu privire la bani? Care sunt convingerile celorlalți oameni pe lângă care ai crescut? Cum era relația lor cu banii? Vezi vreo legătură între convingerile lor cu privire la bani și ale tale? Mai încolo, în această carte, îți voi oferi instrumentele necesare pentru a analiza și mai în profunzime convingerile tale subconștiente și pentru a îndrepta lucrurile care te împiedică să trăiești viața pe care ți-ar plăcea să o trăiești. Dar, deocamdată, învață să iei puțină distanță, să observi ce se întâmplă în domeniile disfuncționale ale vieții tale și să-ți întărești mușchiul atotputernic al conștientizării. Începe să fii conștient de poveștile care operează în subconștient. Pentru a face bani, va trebui să fac lucruri pe care le urăsc, Mă voi simți prins în capcană dacă intru într-o relație intimă. Dacă țin dietă, nu voi mai mânca niciodată ceva bun. Dacă îmi place să fac sex, voi arde în iad cu ceilalți păcătoși spurcați, etc. Pentru că odată ce realizezi ce se întâmplă de fapt, vei putea începe să târăști afară hoiturile împuțite ale convingerilor tale subconștiente și limitative și să te descotorosești de ele, făcând astfel loc pentru a invita convingeri și experiențe diferite, noi și extraordinare, pe care ți-ar plăcea să le ai în viață. Capitolul 2: Cuvântul care începe cu D Dacă vrei să afli secretele Universului, gândește-te la energie, la frecvență și la vibrație. Nicola Tesla, inventator, fizician, om de mare geniu. Când am locuit în Albuquerque, New Mexico, eu și prietenii mei frecventam un bar în stil western numit Midnight Rodeo. Era genul de local în care puteai găsi ondulatoare și fixativ în toaleta femeilor, bere Bud Light la prețul promoțional de 2 dolari cutia, valabil mereu, și un ring de dans rezistent din lemn de stejar de dimensiunea unui lan de porumb. Noi eram cu toții de pe coasta de est și ne credeam prea grozav pentru muzica country așa că la început ne duceam doar să ne amuzăm ca niște snobi, mândrindu-ne nevoie mare dacă eram primii care observam o cataramă foarte mare sau un cowboy care purta una dintre mustățile alea ca un ghidon, atât de stufoasă încât ar fi putut să acopere cinci buze superioare. Dar partea noastră preferată era dansul în linie. Ne zgâiam fascinați la mulțimea fanilor lui Garth Brooks, care respectau coregrafia, dansând cu pași apăsați, simțind bucuria la unison cu degetul mare vârât intenționat în buzunarul din față al pantalonilor. Era atât de amuzant încât am început și noi să ne alăturăm lor, făcându-le cu mâna prietenilor noștri, pierduți fiind în marea de pălării de cowboy, ia uitați! Apoi, te, rămâneam pe ring pentru următorul cântec, doar pentru a încerca și a reuși partea aceea în care îți lovești călcâiele chiar înainte de a te învârti. Apoi ne-am trezit că la fiecare sfârșit de săptămână ne furișam să dansăm pe melodia Achy Breaky Heart, de nesereau din piept inimioarele frânte și rănite. Cam așa mi s-a întâmplat mie și cu Dumnezeu. Am început cu sarcasm și dându-mi ochii peste cap, dar eram atât de lefteră, atât de lipsită de idei și de sătulă să fiu o fraieră, fiindcă nu reușeam nimic în viață, încât am devenit deschisă la sugestii. Din acest motiv, am început să citesc cărți despre cum să-ți găsești menirea, cum să faci bani, cum să devii o versiune mai bună a ta, și văzând că toate aveau latura aceasta spirituală nu le-am aruncat în grămada pentru donații cu atitudinea mea obișnuită. Prostiile astea legate de Dumnezeu sau de spiritualitate sunt pentru fraieri. În schimb, m-am hotărât să-i acord o șansă bunului și bătrânului Dumnezeu pentru că nu aveam nimic de pierdut. La propriu. Când colo, ce să vezi? Unele dintre ele nu erau cu totul stupide. Așa că am început să citesc mai multe despre asta. Apoi am început să învăț despre asta. Apoi am început să le pun în practică. Apoi am observat cât de bine m-au făcut să mă simt. Apoi am început să cred în ele. Apoi am observat toate aceste schimbări extraordinare care au început să se întâmple în viața mea. Apoi am devenit obsedată de ele. Apoi am început să le iubesc. Am început apoi să-mi schimb radical viața datorită lor. Apoi am început să predau din ele. Acum practic călăresc pe taurul mecanic când vine vorba de ele fluturând un pumnul în aer și strigând la tipul care operează comenzile. Mai tare!